Tripla campioană olimpică, Cătălina Ponor, a vorbit pentru prima dată de când a născut despre sportul care i-a adus cele mai mari satisfacții, gimnastica. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, fosta gimnastă face dezvăluiri despre momentul în care a ales să se retragă, dar și despre șansele României la Jocurile Olimpice de anul viitor. Cum a fost pentru Cătălina Ponor momentul în care a ales să se retragă? Dar definitiv. A fost greu. A fost o decizie grea. Încă mai am gânduri și am avut întotdeauna gânduri. Da, oare nu mai pot să mai fac lucrul ăsta? Oare n-aș putea să mai încerc? Este normal să mă tragă cumva ața către ceea ce am făcut toată viața, pentru că acolo am trăit, acolo am avut o viață, acolo am avut a doua familie. Am crescut cu ceea ce înseamnă gimnastica. Și este normal să mai am tot felul de porniri către sportul acesta, ca și sportivă, nu ca și antrenoare. Acum, în momentul de față, mă consolez prin a da mai departe copiilor din experiența mea și de a învăța ceea ce am învățat eu de-a lungul carierei. Pentru că pentru mine gimnastica a fost... ceva de care eu m-am îndrăgostit și n-am reușit să mai scap, ca să-i spun. Fac lucrul ăsta de vreo 2 ani de zile cu copila și chiar am și trimis mai departe către club de la școala respectivă, către clubul Steaua. Am trimis deja vreo 2 fetițe. În continuare vor mai merge, încerc să le dau aripi. Ce este mai greu, să fii sportiv, să fii acolo la aparate sau să fii cel de pe margine, cel care dă instrucțiuni? În momentul de față, văzând puțin din spate, cred că este mai greu să fii antrenor și să fii pe margine, pentru că ai mai multe griji, ai o altă responsabilitate. Atunci când ești sportiv, știi că ai de făcut un singur lucru, trebuie să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut, dar ca și antrenor ai pe umeri responsabilitatea copiilor. Urmează Jocurile Olimpice din 2024. Cum vezi tu toată situația asta? Pentru că știm, echipa de gimnastică nu s-a mai calificat la ultima olimpiadă. A fost așa o perioadă mai neagră, au numit-o specialiștii. Da, din păcate, noi nu ne-am mai calificat. Ultima olimpiadă pe care noi am avut-o ca și echipă a fost 2012, unde am încercat să contribui cât am putut de mult. Uităm să ne concentrăm pe acești copii care poate chiar își doresc să ajungă la olimpiadă, își doresc să aibă rezultate cum noi am avut înaintea lor. Aș vrea să dăm putere tuturor copiilor și încredere tuturor copiilor că se poate face. Are șanse România să se califice la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice și nu doar să se califice, ci și să vină, evident, cu rezultate de acolo. Cu siguranță ne dorim lucrul ăsta și sper să se întâmple lucrul ăsta după atâta timp. Acum depinde totul de antrenori, de strategia lor, de copii, de cât de sănătoși sunt, pentru că asta este foarte important. Ce vrei să faci tu anul acesta pe plan profesional? Da, din păcate, în ultima perioadă mi-am luat o pauză și de la școală, unde mergeam și lucram cu copiii, dar de pe la mijlocul anului o să reîncep activitatea acolo și îmi doresc să descoper din ce în ce mai mulți copii talentați care să pot să-i trimit mai departe și cu care cu siguranță se vor mândri că au început cu mine și de ce nu să aibă și un rezultat în sportul pe care eu încerc să-l inspir mai departe.